La insistențele locuitorilor cartierului Romașca Nicolae Bălcescu, edilul s-a văzut nevoit să facă demersurile necesare pentru a le oferi oamenilor un depozit de lemne. Majoritatea romașcanilor din Bălcescu se încălzesc cu sobe și au solicitat în nenumărate rânduri, în audiență la primar, un depozit. În momentul de față am găsit o soluție, ca să le și spunem, nu? Unde nu mai am nevoie de acceptul Consiliului Local. În oborul de la a municipiului Roman, care e a direcției pieței, și care, fiind persoană juridică, își face închirierile direct, avem un hectar și 800, 1,8 hectare. Jumătate, care stă liber în momentul de față. În jumătate din el vom organiza un depozit pentru lemne. Îl va închiria și în acest sens. Piața va câștiga și ea un ban și vom avea o facilitate și pentru oamenii din cartierul Nicolae Bălcescu. Dar să spunem locuitorilor din cartierul Nicolae Bălcescu că eu de două ori în Consiliul Local am propus să facem depozit de lemne și consilierii au respins. Intenția edilului de a face un depozit de lemne a fost blocată, se pare, și în Consiliul Local de mai multe ori și totuși acesta a găsit o soluție pentru a le rezolva problema oamenilor, fără a ține cont de părerea consilierilor.